La termenul de astăzi, avocatul familiei Măceșanu cere eliberarea lui Dincă pentru omor, dar condamnarea lui pentru profanare de cadavre. Ceea ce pe mine, pur și simplu, m-a îngrozit ca și jurist. Am solicitat schimbarea încadrării juridice a inculpatului Dincă prin infracțiunile de omor calificat în celelalte infracțiuni, pentru care este cercetat în continuare. Nu am fost lămurit nici pe parcursul urmării penale, nici pe parcursul cercetării judecătorești, de cenușa găsită la fața locului. A fost cenușă umană, a fost altfel de cenușă. Sub nicio formă nu s-a demonstrat, mai ales din expertiza științifică, că toate materialele folosite de Dincă în acel butoi puteau conduce la o temperatură de 800 de grade sau 1500 de grade în vederea arderii unui cadavru butoi. Poți să ceri tu, ca avocat al părții vătămate, să ceri achitarea pentru omor, schimbarea încadrării juridice, în condițiile în care de ani de zile nu ceri, nu contești certificatul constatator de deces. Dați-mi voie să am opinia mea proprie și să nu înghit orice mi se dă de către organul de urmărire penală sau de instanța de judecată. Este convingerea mea că din tot întregul material de urmărire penală nu m-au convins nicio formă că Alexandra a fost omorât și a fost ars în butoiul acela.